răbdare mare la întoarcere. Și ascultați acum, vă rog, scena, fetele. Și începe finalul, atenție, de la piano, creștem. Primul clopot, atenție la mâini. Tatăl Paștelui, pâinea Tatălui, pâinea Domnului, pâinea Bunului, pâinea Scena, știți? Vedeți sala cu mine. Tatăl Paștelui, pâinea Tatălui, pâinea Paștelui, pâinea Domnului, te lăsați capetele în jos, sala rămâne. Foarte bine. Valghezang de George Enescu pe versurile lui Carmen Silva a fost nelipsit din aproape toate concertele a capela prezentate de Madrigal în Festivalul Internațional George Enescu. Nunta lui Constantin Arvinte, în schimb, a fost rezultatul unei colaborări susținute între compozitor și maestrul Marin Constantin. De altfel, poate la fel de mult ca bijuteriile barocului și ale renașterii, prin intermediul Madrigalului am cunoscut, am fredonat și am învățat să apreciem creația corală românească. Peste 470 de piese s-au adunat în repertoriul corului din 1963 și până în 2010. Una dintre ele, cea cu care am încheiat calupul anterior, extrem de spectaculoasă, este Fluierașe și Buciume, de Mihai Moldovan, compusă special pentru Madrigal. Universul ei acustic, fluid și extrem de personal, se îmbogățește în această seară cu o componentă vizuală la fel de proprie și de originală, un joc coreografic datorat Monicăi Petrică și lui Răzvan Mazilu. Thank you.
Până în 1989, noțiunea de Crăciun în spațiul public românesc era un fel de nebuloasă, căreia nu îi spuneam pe nume și nu îi recunoșteam miezul sacru decât între pereții feriți ai caselor. Crăciunul, Sfântul Nicolae, Sfântul Ștefan, toate deveniseră o sintagmă seacă, sărbătorile de iarnă. Pe micul ecran, brazii și ei transformați în pom de iarnă, sclipeau de betală doar la Revelion și tot atunci, în programul televiziunii, mai scăpau colinde, colinde laice, ferite de cuvintele interzise. Iarna lui 1989 a fost altfel. Pe 25 decembrie, televiziunea română titra în premieră Crăciun fericit. Fundalul sonor era O ce veste minunată, în interpretarea corului Madrigal. Un fapt atât de simplu în esență face parte astăzi din istoria nescrisă nu doar a televiziunii române, ci și a mai multor generații care știau de concertele cu cântece religioase ale Madrigalului doar de la poveștile prietenilor din străinătate. De altfel, există un document video de la centenarul celei de la Vrancea din iarna lui 1987, în care sărbătorita primește în dar de la Madrigal și de la Marin Constantin colinde. Nu aici însă, pe scena sălii radio, ci acolo, în hol, departe de posibile priviri suspicioase. Cântecul religios este parte a identității Madrigalului, poate și ca o reflecție a spiritului dirijorului său, care scria: Părinte puternic, de vieți vistiernic, mă rog ție cu cernic și în cuget curat, îndreaptă privirea, trimite iubirea, șoblăduie firea, pierdută în păcat.